Pagina de Facebook a parohiei Greco-Catolice de la Săpânța a devenit ținta hackerilor care au postat zeci de imagini și filmări pornografice. Până la această oră nu a fost șerută recompensă în urma atacului cibernetic, iar reprezentanții parohiei nu au oferit nicio reacție publică. De altfel, imaginile de ochiate n-au fost șterse deși au trecut ore în șir de la postarea acestora.